Municipalitatea va lua noi măsuri pentru disciplinarea circulației rutiere. În acest sens, primarul Tudor Pendiuc a dat o dispoziție poliției comunitare pentru a acționa împreună cu poliția rutieră împotriva conducătorilor auto care parchează microbuze, autobuze sau camioane în zonele interzise. Este interzis cu desăvârșire parcarea unor astfel mijloace de transport în altă parte decât la sediul unde este înscris în talonul vehiculului respectiv. Este interzis. Este interzisă parcarea nu numai pe timpul nopții, ci și în timpul zilei acelor microbuze, maxi-taxi, care fac transport interjudețean, nu local, că acesta nu mai există, și îi vedem pe Nicolae Labiș, îi vedem prin Găvana, i-am văzut eu, au acolo un spațiu în care parchează pe Nicolae Labiș. Este o stradă care se duce de pe Episcop Grigore Eleu în sus, în Găvana. Și am discutat cu poliția comunitară, am dat dispoziție ca în perioada următoare, în zilele următoare, împreună cu poliția rutieră să acționeze. Eu îi avertizez și îi rog pe cei care dețin asemenea mijloace de transport să le parcheze în zone pe care noi le-am pus la dispoziție. Și anume, avem la Bowling, este un spațiu în acest scop lăsat liber acolo, altfel îl utilizam pentru altceva. Și în noul proiect pe care noi, chiar astăzi a avut loc vizionare, la această oră a loc vizionarea acestor terenuri, pentru proiectarea de care vorbeam cu finanțarea europeană. Acolo este o parcare, tocmai pentru parcarea autovehiculelor care tranzitează Piteșul sau care nu au unde să fie parcate. Deci, acolo la Bowling, sus la, pe strada stadionului, unde este o zonă foarte bună și încă mai sunt vreo două locuri, dar sunt mai mici în Trivale și în Găvana și în Prun. Dar cele două locuri pe care cele două parcări pe care noi le-am afectat și le-am alocat sunt cele pe strada stadionului și la Bowling. Acolo pot să le parcheze, vin, solicită aprobare de la noi, vom pune și pază și nu o să fie probleme. Edilul șef are în vedere adoptarea de măsuri și pentru ridicarea mașinilor abandonate pe domeniul public.